عامل يا كيرة؟ Și astăzi vom prepara această pâinică coaptă în pungă și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Un delicio. Pâine coaptă în pungă. Pâine coaptă în pungă. Ia uitați, proaspătă, moale, bună, gustoasă. Acum să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Într-un vas o să punem 500 de grame de făină și cu dosul unei linguri o să facem un loc unde o să adăugăm 5 grame de drojdie, o jumătate de linguriță de zahăr, 100 de apă. Amestecăm bine până obținem un aluat potrivit de moale, doar în mijloc. Apoi o să acoperim cu folie de plastic și o lăsăm să crească până își dublează volumul. După ce a crescut, punem făină deasupra și apoi o să adăugăm și o să unim o linguriță de sare cu 200 de apă, 20 de ulei, de măsline sau ulei. Amestecăm bine, apoi o să punem pe masa noastră de lucru aluatul. Și o să-l frământăm foarte bine cu mâna până o să obținem un aluat elastic. După ce l-am frământat bine, 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 o să ungem un vas cu ulei. Și o să punem aluatul nostru frământat, apoi o să-l acoperim cu folie alimentară și o să-l lăsăm într-un loc cald la crescut până își dublează volumul. Și aluatul nostru o să fie gata pentru a prepara pâinica noastră. Ce bine arată. Așa. Și ia uitați. Așa. Și am să-l pun în am să-l împăturesc așa bine. Așa. Și după ce i-am dat această formă, îl dau cu puțină făină. Așa. Și am să-l pun într-o pungă. Să mai presor puțin o făină. Așa. Și eu am să-l pun într-o pungă. Așa. Să vă arăt cum vreau eu să-l pun astăzi, acest aluat pentru pâine. Eu după ce am dat această formă, l-am împăturit. Așa. Am această pungă, am să o desfac. Să pun pâinica mea în interior.
Așa. Am să-i fac și o tăietură. Așa. O să și tăiem așa puțin. După ce am tăiat, o să-l las să crească aici în pungă. Așa. Eu am să leg punga, am să-l dau un pic mai pe mijloc. Așa. Și am să leg așa punguța noastră. Așa. Așa. După cum ați văzut, eu nu l-am închis foarte, foarte bine. Am să tai și de aici în, un pic, așa, ca să aibă aer și să iasă. Așa. Să tai în ambele părți. Și acum îl lăsăm la crescut și după aceea îl băgăm la cuptor. O să băgăm la cuptor pâinica noastră. Pâinea este gata. Acum o să o scoatem din cuptor și o să lăsăm să se răcească. Așa, pâinica noastră este gata. Ia să vedem. Uitați. Pâine coaptă în pungă. Așa. O bunătate. Ia uitați ce pâinică. O lăsăm să se răcească bine și după aceea o tăiem. Pâinica s-a răcit. Ia să vedem cum... Așa. Pâinica noastră s-a răcit. Un deliciu. Pâine coaptă în pâine coaptă în pungă. Pâine coaptă în pungă. Ia uitați, proaspătă, moale, bună, gustoasă. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! O zi bună tuturor!